Hello! Bună! Bună seara! Bine te-am regăsit pe acest canal! În această seară ești alături de mătușa ta preferată și aparent extravagantă. Cum mai sunteți? Cum vă este viața? Am tot vrut să fac acest video de ceva vreme, doar că viața merge înainte, pe repede înainte. Dacă mulți și multe dintre voi știați că cel puțin înainte eram șomeră și eram acasă, well, aflați că acum sunt angajată și m-am și mutat din oraș. Probabil că o să fac și niște vloguri din noul orășel unde sunt plasată momentan. Dar până atunci eu zic să rămânem la subiectul de astăzi. Povestim despre grooming și relațiile cu un decalaj de vârstă foarte mare, pentru că petrec foarte mult timp pe TikTok, așa că de multe ori îmi iau un fel de reality check când intru acolo și îmi dau seama cât de normalizate sunt aceste practici. Așadar, astăzi vorbim despre un subiect destul de sensibil, so content warning, vom discuta despre grooming, abuz sexual și alte mențiuni de abuzuri. Din nou, este un termen în engleză care în română cred că s-ar traduce ca fiind un fel de abuz în relație. Groomingul, în special, vine dintr-un context în care este vorba despre a menține, a îngriji părul bărbaților, de a-i da o anumită formă, dar termenul a fost folosit în special și în momentul în care, în anumite relații, o persoană o modelează pe cealaltă și manipulează ca să fie într-un anumit fel. Ceea ce înseamnă că groomingul este un proces în care fetele și adolescentele sunt corupte, le este grăbit procesul de creștere și sunt forțate să devină adulți de la vârste chiar foarte fragede, de la vârste la care sunt foarte ușor de manipulat. Groomingul este de mai multe feluri, în primul rând vorbim despre o relație între un adult și un adolescent sau un tânăr adult. Se poate să fie de multe ori și o relație în care se duce către pedofilie, în sensul că o relație între un adult și un copil. Și bineînțeles că în aceste relații este vorba și despre abuzuri. Relația este construită pe o dinamică de putere destul de inegală, în care adultul de obicei este cel care are o anumită putere prin care poate să manipuleze, poate să exercite coerciție, manipulare, control asupra adolescentului, fie prin, de exemplu, statusul care este oferit de job sau prin vârstă care reprezintă un cumul de experiențe, maturitate sau alți indicatori. Relația între cele două persoane se construiește pe încredere, în special este elementul de bază, care în timp duce la fondarea unei dependențe, a unei codependențe. Și ceea ce este contrar așteptărilor este că groomingul nu este neapărat specific să se întâmple cu un străin, cu o persoană din afară, ci groomingul se întâmplă de cele mai multe ori în interior, cu o persoană de încredere, fie ele rude sau o persoană pe care o admir, de exemplu un doctor, un profesor. Adică, pe scurt, abuzurile sunt venite din partea celor apropiați. Din partea celora pe care adolescentul sau copilul îl admiră, îl vede ca pe o figură autoritară, ca un fel de figură care are destul de multă putere și, în special, în momentul în care vine vorba de luat decizii, adică în momentul în care adultul ia o decizie, adolescentul sau copilul nu contestează deciziile adultului, pentru că de la sine se înțelege că adultul este cel care știe mai bine. Fenomenul are de mai multe victime de sex feminin, dar cum spuneam, nu este ceva care este strict legat de, statistic vorbind, legat doar de fete. Există și foarte multe cazuri în care băieții sunt cei care sunt abuzați, care se găsesc într-o dinamică în care au impresia că e foarte cool să fii cu o persoană foarte în vârstă. Și de aceea de multe ori se întâmplă ca în cazuri de abuz, abuzatorii să nu fie neapărat doar bărbați, ci și femeile. Tocmai de aceea este important să ne uităm cu o lentilă intersecțională și feministă în momentul în care ne uităm la aceste cazuri, pentru că putem să vedem indicatori de clasă, etnie, statut financiar, care contravin între ele, care se suprapun și prin care putem să vedem pe ce paliere merg privilegiile.
Menționez în special termenul de victimă și îl atribui adolescentelor și nu numai. În special pentru că în România există multiple cazuri de agresiune stradală, agresiune sexuală, în care, care este direcționată strict către fete, femei, adolescente și nu numai. Relații, de exemplu, cu un decalaj, cu diferențe de vârstă destul de mare, în care de obicei fetele sunt cele mai tinere și partenerul lor este undeva like, dublu de vârsta lor. Normalizarea acestor tipuri de relații vine și din faptul că fetele de obicei nu apucă să-și trăiască întregul ciclu de experiențe, nu apucă să copilărească îndeajuns, pentru că din anumite momente se așteaptă din partea adolescentelor să fie mature, să fie într-un anumit fel. Le vin foarte multe așteptări care cumva colectiv din partea societății, odată ce au trecut un anumit prag, încep să vină asupra lor, în cărca lor. Exemplu, un exemplu ar fi cum odată ce le-a venit prima menstruație, menstrua, fetele dintr-o dată devin femei. Există în accepțiunea populară că fetele se maturizează mult mai repede, dar asta este doar un mit, pentru că fetele, la fete se așteaptă mai degrabă să se maturizeze mai repede decât procesul în sine. Aceste tipuri de zicale sau de mituri ajută doar la justificarea tratamentelor neplăcute sau la tolerarea abuzului ca fiind ceva absolut normal. Procesul acesta în special se numește adultificare, unde copilul sau adolescentul este tratat cu același set de așteptări și de presiuni, de responsabilități ca adultul din viața sa. Odată ce li se spune fetelor că sunt mature pentru vârsta lor, intervine un întreg proces de sexualizare, unde fiind tratate ca niște oameni adulți, în accepțiunea unora, presupune și începerea unor relații intime cu aceste persoane, tocmai pentru că sunt văzute ca fiind adulte sau cel puțin că își pot da acordul. Chiar și când se presupune că ești adult, în momentul în care legal ai 18 ani și ești considerat adult, chiar și la 18 ani, în continuare ești un adolescent care nu are destulă experiență. Ești o adolescentă, ești un adolescent care în continuare are de explorat viața, dincolo de a avea o relație cu o persoană de 30 de ani. Sexualizarea se întâmplă și în momentul în care suntem expuși la diferite materiale video, la media în general, la filme, la știri. De exemplu, Centru File a făcut o postare foarte bună pe 5 septembrie în care arăta felul în care presa a scris despre liceene și în special despre felul în care se îmbracă fetele care merg la liceu. Yikes. Există și foarte multe vedete sau persoane din showbiz care au relații cu un decalaj destul de mare de vârstă, exemplu cu Leonardo DiCaprio, care statistic nu a fost împreună cu o persoană mai mare de 25 de ani. Adică cea mai, să zicem, în vârstă partenera lui a avut maxim 25. În timp ce vârsta lui continua să crească, partenerele lui rămâneau cam la aceeași vârstă, mai mult sau mai puțin. Sau George Clooney, Brad Pitt, sau tot felul de vedete din acestea carismatice care au relații cu partenere mult, mult, mult mai tinere. Efectele groomingului sunt de obicei de lungă durată și aparent invizibile la început. Poate să treacă foarte mult timp până să-ți dai seama că ai trecut printr-o situație în care ai fost abuzată sau te-ai regăsit într-o relație care aparent părea iubitoare, dar la final s-a dovedit ca fiind un abuz mare de putere și foarte inegal. Se întâmplă, de exemplu, și pe internet, unde copiii care, de exemplu, nu au prieteni, intră ca să-și caute prieteni sau așa mai departe, iar internetul fiind de așa natură încât blurează oarecum liniile dintre interlocutori, se întâmplă foarte multe cazuri în care cam nu știi cu cine vorbești. Sigur, nu mai suntem neapărat în anii 90, în care pe internet erau mai puține restricții ca acum, dar în România, de exemplu, au fost tot fel de platforme, de exemplu AskFM, ConnectMe, diferite forumuri, DeviantArt, chiar și Facebook astăzi, în care, pentru că vrei să împărtășești pasiunea ta cu mai multe persoane, îți căutai prieteni și credeai că vorbești cu o persoană mai mult sau mai puțin de vârsta ta,
Dar cred că mulți am pățit să, de fapt, în spatele acelui cont, să fie, de fapt, o persoană mult mai în vârstă, libidinoasă, care încearcă să fie prieten cu noi. Indiferent de natura forumurilor pe care am stat, cum spuneam, relația dintre un adult și cineva care este mult mai tânăr, se creează oarecare dependență, cel puțin emoțională, în care persoana adultă poate să ofere la început complimente, cadouri sau poate să ofere bani care leagă cumva victima de abuzator. Desigur, multe relații care au decalaje de vârstă destul de mare nu neapărat înseamnă automat că persoanele mai tinere au fost groomed, dar în momentul în care există un fenomen în care foarte mulți bărbați în vârstă își au iubite foarte tinere, devine un semn de alarmă în care începem să ne întrebăm, ok, dar de ce e așa de des acest fenomen? Iubirea n-are vârstă. Dar știm foarte bine că cu cât decalajul e mai mare, cu atât e destul de inegală relația aceea. Sigur, există și excepții, dar o să vedeți pe parcurs și un răspuns la asta. Un caz celebru este cel cu Courtney Student și Doug Hutchinson, în care ea avea 16 ani și el avea like, undeva pe la 40-50 de ani. Cazul este destul de celebru pentru că ei s-au căsătorit în momentul în care ea a avut 16 ani undeva într-un alt stat din America, unde era, unde oarecum era legal să, dacă în momentul în care părintele era de acord, ei puteau să căsătorească. După ceva timp, aflăm cum ea ne povestește despre fosta ei relație, în care și-a dat seama abia acum că ea a fost abuzată și că s-a găsit într-o relație în care n-ar fi intra, de exemplu, la vârsta asta, dar mi-de la 16 ani. El părea și șarmant pentru că făcea parte din actorii din Hollywood care au un anumit status, care joacă în tot felul de filme care sunt faimoși și clar în fața ei a apărut ca un fel de cavaler. Și bineînțeles că presa și cam toată lumea a dat vina pe ea că este ca un fel de adolescentină care nu știe nimica, dar niciodată, sau cel puțin în ziare și în media, nu a fost plasată vina asupra lui. Pentru că el era adult în situația asta și totuși ea, care era adolescentă și avea 16 ani, era trășuită pe internet. Din păcate, nici măcar nu trebuie să trecem peste mări și țări ca să dăm exemple de genul ăsta, pentru că și la noi avem cazuri de cupluri celebre din acest fel. În sensul că îi avem pe Monica Columbeanu și pe Irinel, care prin 2005 se întâlneau prima oară. Dacă ea avea 18 și el era mai mare cu 30 de ani, el avea 48 de ani. Și, din nou, felul în care a fost portretizată relația asta în media, în ziare, la emisiuni și așa mai departe, a fost felul în care ea era cea care era după banii lui. Dar dacă e să o luăm în logica aceasta, pe care, like, societatea o exercită asupra ei, putem să vedem un pic logica invers, în sensul că el s-a folosit de averea lui ca să o atragă, să se dea la ea și să să fie într-o relație cu ea, pentru că era la început de drum în cariera sa de model, de modelă, de manechină. În momentul în care s-au întâlnit, el avea 16 ani și ea, fiindu-i profesoară, avea 40 de ani. Deci e clar vorba de o relație de abuz acolo, în care cineva a fost tras în acea relație. În video-ul ei, Courtney Ryan menționează cum întotdeauna există o excepție de la regulă, dar asta nu neapărat înseamnă sau nu garantează că tu vei fi excepția. Și tocmai de aceea, statisticile cu privire la relații cu o diferență de vârstă mare ne arată mai degrabă o privire de ansamblu. Începe prin diferite promisiuni, începe prin comportamente frumoase, ca apoi, în momentul în care intră într-o relație cu victima sa, începe să o izoleze de prietenii săi. Din păcate, astfel de practici au un efect destul de îndelungat, cum spuneam, și uneori îți dai seama destul de
târziu în viață. Să rețin totuși că într-o astfel de relație, indiferent care cu care, întotdeauna e important de crezut victima și să nu fie blamată, ci să fie responsabilitatea pusă pe adultul din acea relație. Eu, de exemplu, la momentul în care filmez acest videoclip, am 26 de ani și dacă e să mă uit așa cumva că există multe relații cu 10 ani decalaj. Dacă eu la 26 de ani ar trebui să mă uit la cineva de 16 ani, în primul rând nu pot să mă imaginez cu cineva care are 16 ani, pentru că este un adolescent, pentru că nu am nimic în comun cu acea persoană care are 16 ani, poate niște anime-uri, dar dar în afară de asta, nu am absolut nimic în comun cu un adolescent care este la liceu și faptul că nu pot să-l văd ca un partener, indirect nu pot să fiu atrasă sexual de o persoană de genul. Și atunci, de ce este atât de normalizat să vedem relații în care fetele au 16 ani, sunt la liceu și apoi vin, se află în relații cu băieți de 26 de ani? La slujbă, eu la liceu, n-o să ne fie foarte greu. Ba, cred că o să ne fie destul de greu. Îmi pare rău să zic asta. Există diferite articole și cercetare în care arată cumva relațiile studiate, de exemplu, cu cât crește cu cât crește diferența de vârstă între parteneri, cu atât există un risc crescut de divorț. Adică cu cât ești mai aproape de ca vârstă de partenerii tăi, cu atât ai o stabilitate mai degrabă. Ok, dacă ai un partener mai mare cu 5 ani, îți crește probabilitatea de divorț cu 3%, dacă ai mai multe, tot așa crește. Și din nou, crește pentru că într-un decalaj mare de vârstă o să intervină și foarte multe conflicte. Fiecare are diferite țeluri în viață. Adică cineva la 40 de ani și-a cam trăit viața. Cineva la 20 de ani e la foarte început de a explora, de a încerca chestii noi. Și în momentul în care intri într-o relație cu cineva de 40 de ani sau 20 de ani, e clar că o să există foarte multe decalaje acolo, de la felul în care ai trăit viața sau urmează să o trăiești, până la a te căsători, a face copii, ești compatibilă cu această persoană sau nu, îți dorești copii, nu-ți dorești copii. Ei își doresc, nu își doresc. Și de foarte multe ori, în relațiile astea, persoana cu vârsta mai mare poate să influențeze și să schimbe radical parcursul unei persoane de 20 de ani. Și care îi este tăiată această idee, această cale de a explora viața, de a vedea cum este, nu știu, la facultate, să te duci la date sau chestii genul ăsta, care persoana la 40 de ani deja le-a trăit și nu mai vede sens în astea și te poate influența prin eu nu mai am chef de asta, hai să facem altceva. Când tu poate îți dorești să faci aia. Companiile, de exemplu, se folosesc de conceptul de dragoste pentru a-și vinde produsele. De exemplu, asta se întâmpla undeva în anii 30, când compania The Bears a creat un logo sau un slogan care zicea că diamantele sunt pentru totdeauna, pe toată viața. Și reclama era făcută la inele de logodnă sau orice tipuri de inel până la urmă, care cumva încercau să lege speranța de a avea o căsătorie fericită cu cumpărarea acestor inele. În anii 80, aceeași companie și-a schimbat logo-ul. Acum a făcut o nouă reclamă în care enunța faptul că nu e așa că meriți să dai două salarii pe ceva care va ține o veșnicie. Nu. Ceea ce pare că a funcționat, iar compania aceasta a atras foarte multe vânzări după primul război mondial. Că relațiile cu un decalaj mare sunt inerent greșite, ci la fel cum am zis pe parcursul videoului, faptul că există atât de multe cazuri întâlnite în care ea este mai tânără și el este cu mult mai în vârstă, deja trage un semnal de întrebare. Și pe parcursul videoului am vrut să vedem cum se întâmplă aceste procese și de ce sunt normalizate. Iar pe TikTok vedem astfel de cazuri în care pare absolut ok.
Cum era, de exemplu, și trendul acela cu melodia la Tucker Girl, în care foarte multe cupluri își cam expuneau detalii care erau foarte la limita legalității. De, aveam 17 ani și l-am întâlnit pe el care are peste 20 de ani. Like, cred că e cazul să chemăm poliția. Sper că v-a plăcut video de astăzi. Puteți oricând să-mi scrieți dacă aveți vreun subiect arzător pe care vreți să-l abordez. Le mulțumesc în special la patronii mei care mă ajută și mă susțină moral și care mă împing oarecum cu motivație să fac video în continuare. Și le mulțumesc că sunt alături de mine. Vă mulțumesc vouă că sunteți aici. Dacă v-a plăcut ceva de la mine, puteți oricând să mă susțineți pe Patreon, Ko-fi sau cu suport moral prin comentarii. Mi se pare foarte drăguț când cineva îmi lasă comentarii pe YouTube. Mă găsiți pe TikTok, pe Twitch, unde mai nou fac vizionări de Moomin Valley, care sunt niște desene foarte drăguțe, așa că sâmbătă, dacă n-aveți ce face, alăturați-vă la 7:30. Sâmbătă sau duminica facem vizionare de Moomin. Ca mesaj final, aș vrea doar să zic că iubirea adolescentină e absolut frumoasă și hai să o lăsăm la nivel de iubirea adolescentină și să lăsăm adolescentele în pace, să-și trăiască adolescența, să-și trăiască viața, să aibă parte de iubiri cât mai multe, consensuale și așa mai departe, iar dacă vă regăsiți în situația în care vreți să fiți într-o relație cu cineva mult mai tânăr ca voi, eu zic să vă gândiți din nou, poate că ceva e în regulă la voi și că poate încercați să vă găsiți și voi partenere de vârsta voastră. Până la urmă, relațiile astea de obicei se întâmplă pentru că bărbații nu își găsesc partenere de vârsta lor, fie pentru că nu pot să fie suferiți, pentru că nu au o inteligență emoțională dezvoltată sau alte chestii și atunci fetele cu mai puțină experiență din start sunt pe ușor de manipulat. Nu e cea mai mare iubire între aceste două persoane și probabil că e ușor de manipulat persoana aia și cam de aia se întâmplă. So yeah, that's it.